stimați oaspeți, am ajuns iarăși în această seară binecuvântată, seara colindelor, seara pe care o așteptăm cu toții an de an. Este seara care deschide perioada cea mai frumoasă din timpul anului. Este perioada în care se cântă aceste colinde atât de frumoase, ce vestesc nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, și care bucură inimile copiilor, ale tinerilor și ale celor lați care, cu glasurile lor minunate, vestesc această minune, cea nume nașterea Domnului. Avem în față perioadă bogată de evenimente liturgice, vestite de aceste colinde, primind preotul cu icoana în casa noastră, ne binecuvânteze casa. Pregătim momentul acesta al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, trecând prin aceste tradiții atât de frumoase și alte care sunt aduse și în fața dumneavoastră de colindători. Colindele, știți că au fost multe veacuri și iată că în continuare nu știe valoarea, au fost, spuneam, coloana vertebrală care a reușit să țină acest popor. Prin aceste cântări simple, versificate sau nu, cântate pe la ferestre oamenilor, s-a mărturisit adevărul de credință, nașterea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria, și celelalte adevăruri de credință, și care au dus mai departe și o duc în continuare această tradiție frumoasă a mărturisirii, a mărturiei noastre ca popor creștin. Nici în seara aceasta nu ne lipsesc mărturisitori. Ei sunt întruchipați în acești colindători care vin să ne bucure, iată, an de an, este al 10-lea an de când organizăm aceste concerte de colinde, să dea Dumnezeu să avem multe încă de aici înainte. Mai ales în acest an centenar, un an care pentru noi românii are o semnificație deosebită, colindele acestea parcă rezonează altfel în sufletele noastre. Este momentul acesta al împlinirii și al cinstirii așteptărilor de veacuri ale strămoșilor noștri. Am avut în perioada trecută o seamă de evenimente care au marcat și în continuare vin să sublinieze importanța acestui an centenar. Am fost cu toții martorii sfințirii Catedralei Naționale. Ne-am bucurat cu toții, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră au intrat în Sfânta Biserică și în Sfântul Altar, închinându-se și cerând lui Dumnezeu binecuvântare și mulțumim pentru acest obiectiv măreț realizat. De asemenea, am avut sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul de aceste meleagă, nașul poporului român. Și aceste evenimente, iată că nu încetează, ele continuă și prin aceste cântări frumoase, prin colindele pe care vi le propunem spre audiție și spre trăire în seara aceasta. În prima parte ne vor colinda grupul de colindători tradiția românească, care, după cum și numele lor spune, sunt niște oameni care iubesc această tradiție frumoasă românească a colindatului, aducerii acestei vești minunate de la casele cu oamenilor, peste nașterea Mântuitorului Hristos. Sunt foarte autentici în interpretare. Interpretarea lor, simplă la prima vedere, este de fapt mesajul acesta al bucuriei la care suntem chemați cu toții. Reprezintă mesajul acesta al cinstirii pruncului Iisus, care se va naște în peștera Betleemului. Este mesajul acesta pe care îl aduc și magii Mântuitorului Hristos, iar colindătorii, desigur, când tipează pe acei magi care i-au adus Mântuitorului dar. Ei ne vor aduce darul duhovnicești. Și anume, prin darul cântării cu care sunt înzestrați, vor aduce în inimile noastre tuturor bucuria acestei sărbători pe care o așteptăm cu toții, bucuria nașterii Domnului, ca Hristos să fie primit în limbile noastre ale tuturor. Vă invităm să-i ascultați și
să trăiți aceste momente. La mulți ani, binecuvântați!